Municipiul Satu Mare în acest an a investit o sumă importantă în infrastructura aferentă sistemului de învățământ. Așa considerăm că aceste investiții se pot considera investiții în viitor. Totodată, în urma principiului care considerăm că este foarte important, mens sana in corpore sano, trebuie să investim și în infrastructura sportivă. Prin aceste investiții, de fapt, așadar, împușcăm două iepuri dintr-un foc și este o investiție destul de mare. Am realizat trei terenuri cu iarbă sintetică, trei terenuri de mini-fotbal cu iarbă sintetică în Colegiul Național Mihai Eminescu, în Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară George Emil Palade, respectiv în Școala Gimnazială Octavian Goga. Valoarea acestor investiții este de 720.000 de lei, iar în această locație la Liceul Eminescu am suplimentat și cu nocturnă, respectiv am realizat și un teren de volei, așa cum se vede, cu încă 130.000 de lei. Deci, valoarea totală a acestor investiții este, se ridică la 850.000 de lei. Proper. Good, amen.